Bună, mă numesc Victoria. Dacă lucrezi într-o casă pentru cineva și stai acolo non-stop, ajungi să vezi multe chestii. Eu am fost angajată ca și bună. Stăteam acolo și ziua și noaptea, însă nu puteam să suport ceea ce se întâmplă în familie, așa că am anunțat poliția. Eu niciodată nu am avut probleme în familie. De fapt, chiar pot spune că am avut o copilărie fericită, doar că părinții mei au avut un vis, și anume să le calc pe urme și să devin doctor. Era cumva o tradiție de familie la noi. Eu nu mă simțeam atrasă de această meserie. Mi-aș fi dorit să ajut oamenii, însă nu mă consideram capabilă. Eu intram în panică doar când vedeam o lovitură sau puțin sânge. Cum aș fi putut ajuta pe cineva? Ideea e că mult timp mi-am mințit părinții și le-am spus că o voi face. Dar pe ultima sută de metri am decis că vreau să fac altceva cu viața mea și am renunțat la facultate. Atunci a avut loc o ruptură între noi și mă simțeam ca și când nu aș mai face parte din familie, fiindcă ei erau extrem de reci cu mine. O bună perioadă de timp m-am gândit ce aș putea face cu viața mea, însă nu știam exact de unde aș putea începe. Părinții mei nu au vrut să-mi acorde niciun ajutor, așa că o prietenă mi-a propus să ne luăm lumea în cap și să plecăm din țară. Pe atunci eram atât de entuziasmată și de dornică să demonstrez ceva, încât nu m-am mai gândit la consecințe și am plecat. Țin minte și acum că am mers printr-o firmă care ne promitea un loc de muncă stabil. Aveam fix 500 de euro în buzunar și depindeam 100% de familia la care am ajuns în momentul acela, pentru că locul de muncă primit a fost în casa cuiva pe post de bună full-time. Mai exact, stăteam acolo și ziua și noaptea. Prietena mea a fost trimisă în alt oraș, dar distanța nu era atât de mare, undeva la 30 de minute cu trenul. Însă ne vedeam doar în weekend. Ea era extrem de mulțumită de familia la care lucra, însă eu nu prea. Din prima clipă am simțit că sunt niște oameni reci și pe mine mă vedeau mai mult ca pe o slugă în casa lor. Din prima zi când am intrat pe ușă, au început să-mi dea ordine și nu la modul drăguț. Eu aveam grijă de o fetiță de 5 ani și de un bebeluș de aproximativ un an. Partea nasoală era că pe lângă că aveam grijă de cei mici, trebuia să fac și mâncare și curățenie în casă, ceea ce evident nu mi s-a spus de la început. Și adevărul e că eram destul de stângace. Îmi pare sincer rău de tine. Eu am dat de niște oameni super ok. Fie vorba între noi, chiar mă relaxez aici. De exemplu, eu trebuie să stau doar cu cel mic și atât. Însă tot cu părinții lui ajunge să stea mai mult. Iar când ei nu sunt acasă, doarme. Și eu mă uit la TV. Am prins cel mai bun loc de muncă. Și eu mă așteptam la ceva rău. Tu ai avut noroc. La mine e groaznic. Sunt oameni rei și de la început i-am simțit așa agresiv verbal. Nu știu cum să-ți explic. Și după ce că am grijă de doi copii, mai trebuie să fac și chestii extra. Și mi-e frică că poate în timp ce gătesc sau fac curat, face unul dintre ei ceva rău sau se lovește, Doamne ferește. Da, că totuși e responsabilitatea ta. Nasol, ai încercat să vorbești cu cei de la firmă? Să le spui că te pun să faci chestii extra? Am încercat, dar degeaba. Mi-au zis că au dreptul să-mi dea sarcini în plus, fiindcă stau acolo. Și odată ce am acceptat acel job, ei nu se mai pot băga peste. Deci trebuie să stau și să accept, fiindcă alți bani nu am și nici acasă nu mă pot întoarce. După tot ce am făcut, mama nu mă iartă și nici nu mă primește înapoi. Eu eram într-un stres continuu acolo. Trebuia să am grijă de cei mici și în același timp să fac curaj și toate cele. Și credeți-mă că mi-era imposibil de cele mai multe ori. Cum mergeam puțin la baie să spăl WC-ul sau cada, amândoi începeau să plângă și să facă prostii. De foarte multe ori eram certată și chiar jignită atunci când ei ajungeau acasă și eu nu-mi terminasem toată treaba. Cum am zis și la început, erau destul de agresivi verbal. Mereu era scandal în casă și se certau ca la ușa cortului. Însă la câteva săptămâni de la venirea mea în casă, am început să observ alte lucruri. Cei doi își băteau copii din orice prostie. Dacă nu mâncau, pac o palmă. Dacă nu se puneau instant la somn, pac o palmă. Și mi-era chiar frică pentru ei, mai ales că unul dintre cei doi era chiar bebeluș. Într-o zi s-a izbucnit un scandal din cauza celei mici. Tot dintr-o prostie, fetița nu-și dorea să meargă la bunica ei. Ei, în acel moment, maică s-a luat o curea și a început să dea în ea. Mi-a fost extrem de milă și evident că m-am băgat, însă instant m-a amenințat că mă dă afară și a trebuit să tac și să privesc. Băi, chiar nu pot să suport așa ceva. Nu știu cum e în alte familii, dar eu niciodată nu am trecut prin asta și mă doare să văd un copil care trece. Nu cred că o să mai pot sta așa cu mâinile în sân și să nu fac nimic. Păi și ce poți face? Dacă zici ceva iar, mai mult ca sigur te dă afară și își continuă treaba. Așa sunt unii, nu ai ce să faci. Nu te poți băga în familia lor.
Fiecare își crește copilul cum vrea. Crezi că eu nu am primit bătaie când am fost mică? După, îți pierzi și locul de muncă. Îmi pare rău, dar eu nu pot să accept. Adică mie nu mi se pare normal. Și cred că nimeni nu ar trebui să treacă prin asta. Eu mă gândeam să anunț poliția sau protecția copilului. Aie, mă dă afară. Dar măcar îi învăț o lecție. Păi și după ce faci? Că ai zis că la ai tăi nu te mai întorci. Și nu ai cum să găsești un job așa repede. Nici măcar unde să stai nu ai. Eu nu zic ce să faci, dar mai gândește-te. Știu că e nedrept, dar uneori trebuie să mai închidem ochii pentru binele nostru. Nu am putut să-mi ascult prietena. Și chiar de știam ce risc, nu mai puteam închide ochii. Până la urmă îmi doream să ajut oamenii din jurul meu. Doar că nu în calitate de medic, așa cum voiau ai mei. Ei bine, la următorul incident, am filmat-o pe ascuns cum dădea un copil fără milă și am sunat la poliție cu toate dovezile. Ei au venit de urgență, s-au prezentat la ușă, au discutat despre tot ce s-a întâmplat, însă mie mi s-a spus direct că sunt dat afară. Eu am continuat să colaborez cu poliția și să le ofer dovezi și ce mai era necesar. Însă nu aveam nici casă și nici job. Am stat vreo 3 zile la hotel până când prietena mea a reușit să vorbească cu șefa ei și să mă primească acolo temporar. Între timp, eu am încercat să o sun pe mama și să-i explic care-i situația mea. Poate totuși voia să mă ajute și să-mi dea o șansă. Însă a fost în zadar. Nici să nu te aud! Nu înțeleg cum te îndrăznești să mă suni. Ți-am zis atunci când ai plecat de la noi că noi nu mai suntem de partea ta. Asta înseamnă că nu te vom mai susține în veci și toate deciziile pe care le iei trebuie să ți le asumi. Eu înțeleg că ți-e greu, dar pe mine nu te poți baza. Tu ai vrut asta, așa că asta primești. Nu văd nimic rău în ce am făcut. Pur și simplu am încercat să-mi văd viața mea. Voi mi-ați spus la perete. Aveam de ales între a fi doctor sau a fi doctor. Niciodată nu ați vrut să mă ascultați, să vedeți ce-mi doresc și eu cu adevărat. Și de aia am luat decizia drastică de a pleca. Înțeleg, dar și noi am zis ce decizie am luat. Ești mare deja, ai ales un drum, păi trage tare și mergi pe el. Nu ai nevoie de ajutorul nostru. Am înțeles, ce pot să spun? Mulțumesc pentru tot, mă așteptam la mai multă înțelegere din partea voastră, dar m-am înșelat. Pe ai mei nu m-am putut baza, însă am avut mare noroc cu familia la care lucra prietena mea. Ei m-au plăcut și mi-au oferit și mie de muncă. De data asta aveam grijă de bunica lor și sincer totul mergea de minune, mai ales că era o familie minunată de care m-am atașat ca de propria mea familie. Tot răul spre bine, zic eu. Și chiar mă bucur că nu am tăcut și am reușit să fac ceva pentru cei doi micuți.